De ieri, Dan Voiculescu este un om liber. Decizia a venit de la Tribunalul București. Bună dimineața, suntem Olivia Păunescu și Valentin Budnaru. Începe Observatorul Matinal. Dan Voiculescu a aflat cea mai bună veste din ultimii 3 ani chiar la spital, acolo unde fusese dus de urgență din cauza problemelor de sănătate. Crimă înfiorătoare în satul mare. Un tânăr de 27 de ani și-a omorât în bătaie iubita, cetățean german, și a ascuns trupul într-o mașină pe care a abandonat-o. Abia după 5 zile a fost descoperit cadavrul. După cazurile Pomohaci și Huș și un alt scandal zguduie biserica, starețul mănăstirii Prislop din Borșa, Maramureș, este anchetat de superiori după ce preotul i-ar fi dezvăluit unui fost călugăr că este homosexual.